Pe lângă denumirea istorică de trei scaune, județul Covasna mai este cunoscut și drept ținutul conacelor. Din motive social-istorice specifice acestui spațiu cultural, mica nobilime a construit aici cele mai multe conace din toată secuimea. Se arată într-un reportaj al ziariștilor de la Monitorul de Botoșan. Deși în secolul 20 multe dintre ele au dispărut definitiv, județul Covasna rămâne ținutul conacelor datorită patrimoniului arhitecturilor arhitectural extrem de valoros, dar abia cunoscut, care face parte din identitatea așezărilor secuiești. Valează la anului din Covasna a mai căpătat un important capital de imagine după ce prințul Charles de Wales a cumpărat o casă în zonă, unde locuiește de fiecare dată când vine în România. Casa este deschisă pentru cine dorește să doarmă în patul moștenitorului Regatului Unit sau să mănânce un mic dejun regesc. Ținutul secuiesc este o zonă superbă din Transilvania. Nu-i de mirare că i-a cucerit inima prințului Charles și că atrage o mulțime de turiști care vin în România să vadă ce are special această zonă, încât l-a convins pe moștenitorul moștenitorul casei regale britanice să cumpere patru proprietăți. Valea Zălanul este o regiune pitorească din județul Covasna, cu panorame încântătoare, oferite de munții Baraolt și de pădurile Zălanului. Zona este perfectă pentru plimbări în aer liber, prin pădurile locului, pe dealurile presărate cu căpițe de fân sau pe ulițele înguste ale satelor, admirând casele vechi tradiționale. Nu doar peisajul este cel care atrage turiști în număr tot mai mare, ci tradițiile și meșteșugurile păstrate cu sfințe. Acum 400 de ani, când a fost fondat de familia Kalnoki, satul Valea Zălanului era format de muncitori care lucrau la fabrica de sticlă deținută de familia Kalnoki. La începutul secolului 20, fabrica s-a închis, dar oamenii au rămas și au dezvoltat alte meșteșuguri. Intră într-un atelier de olărit într-unul de sculptură sau în curtea unui meșter care transformă fierul forjat în porți sau obiecte decorative și ai să rămâi uimit de câtă dibăcie ai să descoperi la oamenii locului. Astăzi, satul numără puțin peste 100 de localnici, iar trecerea timpului și civilizația nu și-au lăsat prea mult amprenta pe Valea Zălanului. Oamenii au păstrat ritmul și rânduiala. Casele le sunt împodobite tot cu ștergare și covoare țesute la război. Își prepară bucatele după aceleași rețete tradiționale moștenite de la bătrâni trăiesc și se bucură de liniștea locului la fel cum o făceau bunicilor Concluzia reportajului a apărut în monitorul de botoșani.